Tot ce-mi doresc e să fim toate sănătoase, să putem să ne facem treaba așa cum trebuie, să ne antrenăm cum se antrena înainte și bineînțeles că eu îmi doresc tot ce e mai bine, cât mai multe medalii, cât mai multe rezultate bune. Ținta sau scopul tău sau al revenirii tale sunt Jocurile Olimpice. Ce ți dorești de la, de la această mare competiție? Pentru că ai obținut titluri olimpice, știi cum e să se intoneze imnul pentru tine la o asemenea, la un asemenea concurs. Probabil dacă eram în generația 2004 ziceam aur, cu siguranță, vrem aur, vreau aur și probabil puteam să spun atunci chiar lejer puteam să spun 3 medalii de aur, pentru că știam că bârna și solul sunt ale mele și cu siguranță îmi doream cu echipa la fel să fim pe locul întâi. Însă acum, fiind generație nouă, fiind fete cu mai puțină experiență, nu putem să dăm un pronostic din momentul ăsta. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla la campionatele mondiale, după care putem să spunem poate 30-40% cam ce se poate întâmpla. Să ne facem treaba, să stăm pe aparat și să avem note de plecare cât mai mari, pentru că alea sunt cele mai importante. Ce înseamnă gimnastica pentru tine? Ce înseamnă sportul ăsta? Totul. Cred că e... vă dați seama că dacă am venit după 3 ani jumate înapoi în gimnastică, este ca și un drog pentru mine. E ca și drogul ăla când te duci la dezintoxicare și după ce ieși de acolo, parcă îți mai vine să mai iei puțin și încă puțin și încă puțin. Așa sunt și eu și se pare că nu am reușit încă să scap de drogul ăsta și eu mă bucur foarte tare pentru că mie îmi place foarte mult și mi-a plăcut din totdeauna și chiar asta mi-am dorit să fac toată viața. Știu că tu ai mai avut o tentativă sau chiar o revenire în anul 2007 la campionatele mondiale de la Stuttgart, unde ai avut a treia notă în finala de la bârnă. Totuși ai hotărât apoi să renunți și iată acum din nou în sala de antrenament. De ce ai renunțat după acel campionat mondial? Am avut și probleme de sănătate. Asta a fost unul din motive și al doilea motiv a fost că am fost un pic dezamăgită de mine. Am muncit foarte tare ca să pot să îmi revin după aproximativ un an de zile de pauză, să-mi revin în 3 luni de zile. Am muncit foarte tare și chiar îmi doream ca la acel campionat mondial să pot să iau o medalie și știi cum e, toți sportivii își doresc să fie pe podium și asta nu s-a întâmplat la mine și mai mult și dezamăgirea asta a fost un pas de a da înapoi. Sper că de data asta, oricum acum, de data asta sunt mult prea hotărâtă și orice s-ar întâmpla, îmi doresc foarte tare să ajung la Olimpiadă și cu siguranță nu voi mai da înapoi. Cătălina Ponor are toate motivele să aibă încredere în forțele proprii. A cucerit multe medalii de aur, iar experiența poate fi atul său la Jocurile Olimpice, unde va concura împotriva unor gimnaste pe care le-a întâlnit și înainte de retragerea sa temporară. În tot acest timp, Cătălina și-a urmărit și analizat adversarele, care deocamdată nu îi dau emoții. Sunt foarte multe gimnaste din generația mea, chiar m-am uitat la campionatele europene acum și chiar întrebam, zic, ia uite, e și fata asta, mai e și fata asta altă. Deci pot să spun că în următorul an, în 2012, cred că vom fi o olimpiadă mai mult de vârsta a doua în gimnastică, spus în ghilimele, pentru că foarte, foarte multe gimnaste din generația mea încă continuă și chiar mi-a dat un curaj treaba asta, iar pentru mine foarte, în momentul de față, este un model foarte, foarte bun, Șușovitina, care
are vârsta care o are, 35-36 de ani, și încă continuă să facă. Președintele Federației Române de Gimnastică, Adrian Stoica, este încântat de revenirea Cătălinei Ponor la lotul olimpic și are încredere că gimnasta poate aduce medalii României. Mă bucur de revenirea Cătălinei. Cătălina în formă sportivă și revenită complet după perioada de pauză poate să aducă un plus echipei României. Sigur însă că nimeni nu e senator de drept. Toată lumea are bastonul de mareșal, dar nu toți vor putea să-l poarte. Sunt convins însă că așa cum ne arată până în acest moment, Cătălina are șanse de a intra în echipă și de a ajuta performanțele echipei României la Tokyo. Dacă iubitorii gimnasticii și fanii Cătălinei Ponor nu știu exact calitățile acestei sportive, ei bine, au ocazia să afle chiar acum. Ambițioasă, o fată puternică care încearcă să treacă peste orice obstacol atunci când își pune ceva în cap. Într-adevăr, poate este și un defect, sunt cam căpoasă. Și ce să zic, cam asta este caracterizarea mea principală. Mulțumim telespectatorilor DigiSport pentru interesul arătat pentru fabrica de medalii și așteptăm în continuare întrebările și sugestiile dumneavoastră la adresa fabrica de medalii@digisport.ro.